Bună! Sunt Abi și vă salut din nou din bucătăria mea. Nu știu cum sunt copiii voștri, dar copiii mei nu refuză nimic dulce, așa că azi voi pregăti ceva pentru ei. Această rețetă o puteți face chiar împreună cu ei, deoarece modul de preparare este foarte simplu. Pentru Raffaello de casă am folosit 250 grame unt cu 80% grăsime la temperatura camerei, 180 grame zahăr pudră, 200 grame lapte praf, 100 grame nucă de cocos, esență de vanilie și nucă de cocos pentru ornat. Cu lingura frecăm untul și zahărul până obținem o spumă ușoară. Adăugăm pe rând laptele praf, nuca de cocos, esența de vanilie și amestecăm până la omogenizarea completă a ingredientelor. Luăm câte puțin din compoziție și facem biluțe pe care le tăvălim prin nucă de cocos. La mijloc se pot pune migdale, alune, stafide, după gustul fiecăruia, însă eu am ales să le fac simple. Din această compoziție ies aproximativ 45-50 de bomboane, în funcție de cât de mari sau mici le faceți. Dăm bomboanele la frigider aproximativ o oră pentru a se întări, după care se pot servi cu multă poftă și măsură. Poți să faci multe rețete delicioase atunci când ai ajutor de la niște mânuțe fermecate. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Dacă v-am bucurat cu această rețetă, dați un like și asigurați-vă că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit! La revedere!